Primul Consiliu de Securitate Comunitară a fost creat în orașul Otaci. Cu propuneri și sugestii în acest sens au venit reprezentanții societății civile, cei ai administrației publice locale și ai Inspectoratului de Poliție Ocnița. Această inițiativă este parte a proiectului Promovarea implicării societății civile în consolidarea securității comunitare. Proiectul acesta vine în sprijinul reformelor care s-au început în poliție din Republica Moldova și el este concentrat pe consolidarea parteneriatului dintre cetățeni, dintre comunități și structurile de poliție. De mai mulți ani la rând s-a constatat că poliția de una singură nu poate face față la un șir de probleme mari cu care se confruntă societatea, fiind într-un fel încastrată în niște reguli și principii care le-au urmărit de-a lungul anilor. Stau atenție mai mică lucrurilor de prevenire. În cadrul ședinței au fost prezentate rezultatele sondajului de opinie publică privind activitatea poliției. Acestea arată că circa 53% din cetățenii intervievați s-au declarat satisfăcuți de activitatea poliției locale. Principalele constatări sunt că, deși la nivel local, încrederea populației în poliție înregistrează un nivel oarecum moderat, dar totuși mai bun decât aceeași apreciere cu privire la activitatea organelor la nivel național, sunt și foarte multe lacune. Populația conștientizează o serie de stereotipuri care nu admit cooperarea cu poliția. Populația solicită o mai mare informare din partea poliției privire la măsurile de combatere și prevenire a crimelor și, într-o oarecare măsură, manifestă deschidere spre o asemenea cooperare cu poliția. Locuitorii orașului afirmă că implementarea acestui proiect este binevenită, întrucât acesta va spori numărul descoperirilor infracțiunilor și, totodată, va crea o relație de colaborare eficientă între societate și poliție. Nu, este действительно un хороший proiect. Сможет поменять полицию, вот, полиция станет более нравственно относиться к своей работе. Вот, и дело в том, что этот проект учитывает не только работу одной полиции, но и совместную деятельность всего общества, вот, что может привести к изменению вот, той ситуации, которая сейчас присутствует в нашей стране, а именно криминал, наркомания. Вот, и с этим можно будет правильно справляться без какой-либо коррупции, вот, потому что общество само будет принимать участие и смотреть за тем, чтобы полицейские именно делали свою работу, вот, и помогали им. Сделали спортзал, вот, который существует в этом городе, вот, совместно с городом принимаем различные мероприятия, которые помогают предотвратить, в первую очередь мы настроены на то, чтобы снижать уровень употребления наркотиков, алкоголя. În cadrul evenimentului s-a discutat despre diverse metode de informare a populației cu privire la acțiunile desfășurate de poliția locală. Implementarea proiectului dat este foarte necesară și anume că odată cu cunoașterea problemelor care într-adevăr în realitate persistă în localitățile noastre, în rândul societății, noi atunci să putem găsi soluția mai ușor pentru rezolvarea acestora. În cazul când cetățenii vor fi mai receptivi și apelurile vor fi mai receptive, deoarece sunt cazuri când ne confruntăm cu unele situații când, într-adevăr, așa spunem, o colaborare mai bună ar fi binevenită. La fel a fost semnat memorandumul de cooperare între Inspectoratul de Poliție, APL și Institutul de Politici Publice, în vederea implementării proiectului orientat spre pilotarea conceptului de activitate polițienească bazată pe comunitate. Слева направо пробежал. Хорошо. Proiectul a fost lansat în ianuarie 2017 și are drept scop consolidarea securității comunitare prin promovarea implicării oamenilor în activitatea polițienească comunitară. Proiectul urmează a fi pilotat în 6 raioane ale țării: Hâncești, Sângerei, Ungheni, Comrat, Otaci și 8 localități din raionul Cahul.